Deci, haideți încă o dată să ne gândim. Slava lui Dumnezeu se manifestă în intimitatea cu Dumnezeu, pentru că în cămăruța ta, Dumnezeu îți va descoperi o frumusețe de care ai nevoie ca să te echilibrezi în fața tuturor lucrurilor teribil de urâte ale lumii. Oamenii sunt răi, oamenii sunt inflamabili și în cămăruță stând cu Dumnezeu vei primi mereu același răspuns. Te iubesc, ai preț în ochii mei. O dihna pe care ți-o dă frumusețea lui Dumnezeu. Pentru mine nimic altceva nu mă liniștește. Nu mă liniștește nicio asigurare umană. Nu mă liniștește niciun prieten care îmi dă un telefon. Și ce mă liniștește? Sentimentul că sunt iubit de Dumnezeu. Sentimentul că am preț în ochii lui Dumnezeu. Sentimentul de răscumpărare. Asta mă liniștește. Ori de câte ori mă rog în Duhul lui Dumnezeu, mereu uh, sentimentul prezenței lui Dumnezeu la cruce, a Golgotei, a harului revărsat, îl liniștește inima. Pentru că slava lui Dumnezeu se în odihna pe care o primești pentru faptul că ești iubit. Și ascultați-mă ce vă spun. Să nu vă iubească nimeni pe pământ. Asta. Nici eu, nici soțul, nimeni. Vă iubește Dumnezeu ca murit de dragul vostru. Și sentimentul ăsta trebuie să fie suficient ca să vă dea curajul să mergeți înainte. Nu știu cum va fi ziua mea de mâine, nu știu cum va arăta serviciul meu, nu știu ce va fi cu privire la ceea ce se va întâmpla, dar un lucru știu. Dragostea lui Dumnezeu nu se mută de la mine.